Centrarea lui Mario Bradu, periculoasă, Gorcea doar respinge până în fața lui Cebotaru. 1-0 pentru Petrolul din minutul 69. Reacție imediată a lui Cebotaru. Al patrulea gol marcat în acest sezon de Cebotaru. Veteranul Petrolului cu golul care ar putea să îi ducă pe ploieșteni la numai puțin de 7 puncte față de locul 2 și 9 puncte față de locul 3. Intervenție inițial foarte bună a lui Gorcea. Mingea cred că rămâne puțin, iată, și în acel nămol, după ce respinge reacția lui Cebotaru.